Doar i-am dat drumul, nici n-am apăsat pe rec. Bă, ești nebun? Iar astăzi facem MotoVlog. Am zis? MotoVlog? În loc de MotoVlog? Ia ce frumos e lacul ăsta. Era menajare, din câte am înțeles. Da, ușor, mă bate vântul. Sorin, Ovidiu, vântul. Da, măi, oameni buni. De fapt, oameni răi. Că sunteți niște oameni răi, voi, care murdăriți planeta. În momentul în care plouă, trebuie să te duci imediat cu mașina la spălat. De ce? Pentru că e mai jegoasă mașina decât e balta asta pe jos. Oare de la ce o fi asta? Bill Gates cu chipurile lui? A băgat Bill Gates chipuri și a făcut oameni mai răi. De la tehnologia 5G plouă așa. Vă spun eu, morciorile, arbilele mor. Mor. Uf, Doamne, te doare mintea ce poate să gândească unii. Bine, o gândesc așa, nu dau vina pe ei că o gândesc așa, că până la urmă este vorba de inconștiență, de necunoaștere a unor legi de bază ale fizicii. Eu nu înțeleg ce vrei să faci tu. Și până la urmă nu e vina lor că sunt proști. Sincer, poate unii n-au avut situație materială încât să poată merge la școală. Alții poate n-au avut norocul, să zic, noroc? Nu cred că este vorba de noroc când a învățat. Poate că n-au avut profesorul care să îi facă să învețe acele lucruri, să le placă, să ai atracția aia către cunoaștere, către, bă, până la urmă e cultură generală, știi? Adică să știi puțin și din aia, și din aia, și din aia. Și asta te ridică foarte mult în viață. De ce, să zicem, noi ca românii îi credem fraier pe ceilalți? Întrebarea e cum e mai rău să știi din toate și să fii bun la o chestie sau să știi doar o chestie, să fii expert în chestia aceea. Într-adevăr, este bună și varianta a doua asta, să fii expert pe un domeniu, pentru că atunci câștigi foarte mult sau foarte bine și ești ok pe domeniul ăla, dar în același timp parcă, băi, decât să fii bun, foarte bun la unul și prost botă la toate celelalte, adică și cultură generală și absolut orice, și să fii bun doar la una, atunci totuși îmi pun niște semne de întrebare, pentru că nu știu dacă tu poți să trăiești bine. Dar oare acum întrebarea vine, dacă știi foarte multe, mai trăiești bine? Pentru că atunci se pun niște semne de întrebare. Atunci poți să piști puțin din realitate și de acolo, și de acolo, și de acolo, și poți să vezi greșeli și să vezi cum ele nu se remediază, să trăiești într-o greșeală și atunci să nu-ți fie bine. Așa, dacă ești chinuit doar pe un domeniu, vezi greșelile doar din domeniul ăla și atât. Și atunci nu ești atât de trist. Presupun, nu știu, spuneți-mi și mie în comentarii acum, oare cum este mai bine? Să înveți foarte bine un domeniu și nimic din toate celelalte, sau să înveți din toate domeniile și să profesezi într-un anumit domeniu? Să-mi spuneți și mie în comentarii acolo care este părerea voastră în legătură cu ce am spus eu acum. Se pot naște foarte multe discuții pe tema asta, conform cărora românul este mai deștept decât străinul sau străinul este mai deștept decât românul, ținând cont că străinul a făcut totuși ceva cu țara lui, iar românul nu. COVID. Eu aș opta totuși pentru varianta în care se pune accent foarte mare pe profesionalism. Scuze că am luat o groapă și am mai luat una. Dacă fiecare și-a făcut treaba foarte bine în domeniul lui, atunci lucrurile au evoluat. Acum hai să punem problema invers. Dacă toți învățăm din toate câte ceva și profesăm într-un lucru, dar nu îl facem într-un mod profesionist, atunci vezi din domeniu și lui ăla, și lui ăla, și lui ăla și începi să pui probleme, începi să vii tu cu soluții, care de fapt nu ești expert în domeniul ăla, și începi să urli ca românul că sunteți niște idioți, că nu știu ce, și să intre românul de rând în politică, unde nu își arde nasul. Iar pentru politică, sincer, dragii mei, în România există, parcă era SNSP o facultate. Sincer, cred că la noi, în Românica noastră, o școală de politicieni, cred că s-ar numi teologie, frate, pentru că trebuie să investi să nu fure. Om, pe unde sunt prin București, că nu știu să răspund. Ah, Doamne. Și tu la fel, a? S-a blocat roata de spate. Fata lui Popa Matei, da valai drânga, drânga, da. A căzut cu scara. A căzut cu scarantei? Cum să cazi, mă, cu scarantei? Nu erau versurile așa, trebuie să fie ceva acolo, nu e bine ce-am zis. Cred că cel mai bine e să înveți un domeniu și să fii expert în domeniul ăla. Pentru că atunci vin și bănuții și faci și lucruri interesante și frumoase. Eram pe contrasens. Am greșit-o pe asta, mă jur. Am greșit-o rău de tot pe asta. Mă bate mama dacă mă vede. Aici, părerile românilor se împart. Ca de fiecare dată. De ce? Exact de asta. De ce am spus mai devreme. Pentru că toți știm cultură generală și toți avem impresia că știm bine din toate lucrurile. Știm din sport, știm din politică, știm din matematică, știm română, știm... Știm, bă, nene, noi, mă, știm tot noi. Cum să te bați cu românul? N-ai cum. Și atunci instinctul românesc e de a te corecta, de a te face să crezi ca el. Chiar dacă tu ai dreptate, un român o să vină și o să spună nu, nu e așa, e ca mine. Și am avut defectul ăsta acum ceva timp, sincer, și am stat puțin și m-am gândit și, băi, așa e, pana mea, involuntar faci lucruri de genul. Merg în dreapta, merg în dreapta, poliție, îi dăm! Băi, ăștia vor să mă omoară aici. Băi, tu nu vezi, băi, că e cu sensurii, băi? Băi, pe dreapta, băi, mergi, băi. Unde ești, mă? Farmacia Mama Mare, ce o avea între picioare. A, uite, asta? Sără mâna, am și eu astea și vreau câte două flacoane din fiecare. Rus toxicodendron C5, calcarea carbonica C5, sulfur C5 și eufrasia officinalis C9. C9, da. Ce frumos sunt. Câte două flacoane din fiecare. Să rămână, auzi, bună. Băi, da, frumos mai sunt. Frumosule, Gigea, gâgi. Cumpăra flacoane, mi-am luat flacoane. Droguri, le livrăm acum la câmpie. COVID, flacoane pentru COVID. Mai mă, baterie, săracule. Tot aia e. Îmi dau cu barba în gură și fac petrecere. Ce fac, mă, astea? Ce uită, mă, pe pista de biciclete? Ia uite-le, mă! Băi, ești nebun? Doar în București poți vedea pe pista de biciclete tomberoane alergând. Te oprim, mă, tataie, mă. Aoleu, mă, polițiștii ăștia, mă, ai dracu, și doi, mă, sunt și doi, mă. Aoleu. De ce te chinui? De ce te chinui? E să ia de poliție. S-a luat de poliție, ești prost? Că... N-a ținut banda. Ceartă între poliții și ăla. Te-a supărat ăla cu poliția? Știi ce ți-a zis? Ți-a zis că mergi în față, că lasă-mă în pace, nu vreau să mă enervez. Da, de cât e motorul ăsta? Ah, frumușel. Nu, e Yamaha Bulldog. Poftim? Poftim? Pe ăsta, pe Amazon, după Amazon am luat-o. Nici nu mai știu, vreo $5 am dat pe ea. E prea gros, da, și la mine stă puțin cam aiurea, că n-a încăput. Dar e bun, mă ține așa până oraș, până astea. Nu știu ce ai putea, poți să spui cu ventuză pe ăla sus acolo dacă e. Da? Bine, hai, salut! Am venit pe aici unde stau pabetele, sper să nu-mi iau bătaie. Vai, frate, unde am ajuns, băi, băiatule, am zis că sunt în București. Mamă, ce alergă copiii după mine. Alo, uite, dai 2 secunde că sunt pe motor, stai așa. Stai așa când zice unul mic, sunt de la... Da, mă, sunt cu motorul. Vă place motoreta, a? Vrei să accelerezi? Hai, vino încoace. Dar stai așa. Uite de asta. Dacă vrei, tragi de asta în jos. Nu, vezi că frige aici, să n-atingi. Da, poți să tragi de ea. Uite, nu, 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 de asta. Tragi așa în jos de ea. Cu toată mâna, cu toată mâna. De aici, de aici. De asta negru. Acolo, acolo. Dă-i în jos de el. Mă uit dracu să nu vină vreunul să-mi dea în cap. Dă-i, dă-i de ea. În partea asta, spre mine, așa. Tare, așa. Vă jucați, nu? Ce vă jucați? Hai că am plecat și eu, ne auzim. Ha. Nu fugiți după mine, că mi-intrați în față. Unde am ajuns, bă, băiatule? Și pentru că benzina aproape s-a terminat, sunt pe rezervă, nu uita să accelerezi butonul de like, share, subscribe, să dai mai departe și prietenilor tăi ce-o fi aici în clădirea asta, nu știu. Până data viitoare, Motor Rider pentru tine. Numai bine, iar am uitat firar, naibii ei de replică.